Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Start Alert. Citeam câteva informații ale dimineții. Economistul șef al BNR afirmă faptul că românii deja trăiesc mult peste posibilități. Are și niște sfaturi și vreau să vi le spun, faptul că de 2 ani de zile spune acesta, băncile centrale practică dobânzi real pozitiv, ceea ce va face un iad din viața datornicilor. Aolo, Doamne, care sunteți cu datorii, mare atenție! Bun, la bănci zic credite ca să trăim cum trebuie, să știm pentru ce plecăm de acasă și pentru ce muncim. Ideea este, așa spune Valentin Lazea, economistul șef al BNR, nu vă mai aștepta să vă crească nivelul de trăire. Domnule, deci direct, om foarte concis, deja trăiți mult peste posibilități. Refolosiți lucruri, reparațiile, sortați plasticele, mergeți mai mult cu mijloacele de transport în comun. Nu mai călătoriți cu avionul, ci cu trenul și mâncați mai puțin pentru colegul din regie. A, nu, stai că asta nu era. Lăsați. Bun. N-aș fi vrut să începem așa această ediție, dar sunt informații de care trebuie să ținem cont. Pe mai departe avem, pardon, o altă informație îngrijorătoare și se referă la faptul că fără un izolator în care să fie ținuți copiii depistați cu rujeolă, la Spitalul de Pediatrie Ploiești, medicii de aici se văd neputincioși în fața numărului mare de îmbolnăviri. Vă spun faptul că se înregistrează peste 80 de cazuri zilnic în unitatea medicală, iar după ce stabilizează micuții cu forme grave, specialiștii îi trimit fie la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean, fie în altele din capitală. Bun, există și o principală cauză, aceasta este cea și care determină criza de locuri în spital, faptul că părinții refuză să îi vaccineze pe copii. Vedem toate aceste detalii ale specialiștilor acum, începe pontul zilei. Din păcate, în structura Spitalului de Pediatrie nu există un compartiment de boli infecțioase. Asta mi-aș fi dorit foarte mult, să avem măcar 10 paturi în care să putem izola copiii bolnavi de boli infectocontagioase, nu neapărat rujeolă, scarlatină, varicelă. Aceste boli se pot trata și la domiciliu, în cazul în care nu au complicații. Când se complică lucrurile, fiind imunitatea foarte scăzută, trebuie să fie internați în spital, pentru că pot evolua foarte, foarte prost spre meningită, encefalită, s-au înregistrat și cazuri de deces și, în primul rând, este vorba de lipsa vaccinării. În ultimii ani s-a constatat o reticență față de vaccinurile care sunt în schema Ministerului Sănătății, nu inventate sau făcute pe repede înainte. Sunt vaccinurile clasice, RO-RU, la care lumea nu mai vrea să mai apeleze. Vreau să vă spun că vaccinarea RO-R, dacă este făcut corect, asigură o protecție de 97%. Atunci n-am fi avut atâtea cazuri de rujeolă, n-am fi avut cazuri grave de rujeolă și ar fi fost ca pe vremuri, când copilul făcea pojar, dacă nu era vaccinat și stătea acasă, dar restul din jurul lui erau vaccinați și nu luau boala și nu mai încărcam spitalele. Bun, este bine să ținem cont de sfaturile specialiștilor, asta este clar. Și dacă tot vorbim despre sfaturile specialiștilor, ne concentrăm atenția către astrologi, toți specialiști și ei, în cititul în stele. Dar colega mea, Anda Constantin, face interpretarea și ne aduce datele de astăzi actualizate. Vedem acum horoscopul. Bună dimineața! Haideți să vedem împreună ce ne rezervă astăzi astrele. Berbec. Primești niște bani cu ajutorul cărora o să astupi niște găuri. Acum te poți relaxa pentru că o să achiți niște facturi care te îngrijorau. Taur. Azi e o ședință și va fi una foarte reușită. Te înțelegi foarte bine cu oamenii din jur și reușești să pui la punct multe dintre subiectele de pe listă. Gemeni. Te îngrijorează faptul că o rudă sau un prieten nu vrea să spună ce îi se întâmplă, deși este foarte abătut și îngrijorat în ultima vreme. Nu renunți până nu îl faci să-ți spună sincer ce a pățit. Rac. Fii cu ochii în patru dacă lucrezi cu cifre. O simplă virgulă îți poate cauza probleme. Ai grijă la ceea ce faci și dacă nu te descurci, cere ajutorul cuiva. Leu. Încep să culegi roadele muncii din ultima vreme. Te-ai concentrat foarte mult și ai depus foarte multe eforturi pentru a te asigura că totul o să iasă așa cum vrei tu. Fecioară.
Treci printr-o criză familială și ai impresia că nimeni nu înțelege ceea ce simți. Fii sincer și doar așa o să treci cu bine peste acest hop. Balanță. Din punct de vedere sentimental, începi să simți o îmbunătățire. Începi să fii pe aceeași lungime de undă cu partenerul de viață, iar nativii singuri ies mai des la întâlnire. Scorpion. Ai făcut niște economii și acum vrei să consumi banii adunați, vrei să te răsfeți și să te îndrepți direct către magazinul preferat de unde alegi tot ceea ce dorești. Săgetător. Porți discuții serioase cu confidențialității. Ai un mic secret pe care îl mărturisești și ai emoții pentru că nu ești sigur dacă apropiații tăi vor înțelege de ce nu ai spus nimic până acum. Capricorn. Conjunctura astrală favorizează partea financiară, dar nu în privința locului de muncă, ci a unor activități pe care le faci în particular. Vărsător. Nu refuza invitațiile în oraș doar pentru că ai impresia că nu-ți stă bine părul. Socializează mai mult și o să vezi că viața se îmbunătățește pe toate planurile. Pești. Amână planurile făcute pentru astăzi pentru că trebuie să te ocupi de ceva urgent. Nu este ceva ce te va speria, ba din contră, ceva ce îți doreai să se întâmple mai devreme. Horoscopul a ajuns la final, eu sunt Anda Constantin și vă aduc aminte că orice ți-a rezerva astăzi, astrele, tu nu uita să zâmbești. Pe curând! Anda Constantin, mulțumim foarte mult și acum este momentul să dăm legătura unor alți specialiști pe mod de abordare a subiectelor din Prahova, Dâmbovița și Buzău, dar bineînțeles și la nivel național, specialiștii în entertainment din matinalul nostru, Bubanu și Pali. Băieți, vă ascultăm, legătura la voi! Neața, neața! Salutare, Cristi! Bună dimineața! Bună dimineața! Ia să vedem cu ce ne ocupăm noi astăzi. Cu vești bune pentru elevi, în Târgoviște mergem prima oară la ziarul dâmbovița.ro. Acolo avem un titlu interesant, transport gratuit pentru aproape 6.000 de elevi care învață în Târgoviște. Da, chiar interesant. Mai ales că noi de aici, de la Ploiești, trecuți acum niște ani de zile printr-o astfel de experiență, bine, acolo era vorba de toți ploieșteni, nu doar de elevi. Toți ploieștenii au rămas cu niște sechele. Păi n-am avut mai puțin ăștia care activii, care muncesc, nu? N-am avut transportul pensionari gratuit. Și transportul gratuit într-o perioadă. Eu nu mi-aduc aminte. S-au făcut niște lucrări. Atenție, eu care deci nu dețin mașină, n-am avut niciodată mașină, nici familia mea, n-am avut mașină, să nu ții minte că ai avut transportul gratuit e ceva. Pe bune, adică și noi, da, persoanele active care muncim, am crezut că doar elevii și pensionari. Ok. Ia să vedem, ce se întâmplă aici? Modernizare, noi am mai vorbit despre modernizarea transportului în Târgoviște și, într-adevăr, se face treaba ok acolo, dar uite că vine la pachet și cu niște beneficii de-astea pentru elevi, în mod special. Modernizarea transportului public, local, târgoviștean, prin achiziția de autobuze noi, construirea de autogări, modernizarea stațiilor de traseu și a coridoarelor de transport, dar și extinderea traseelor, au avut ca efect o creștere spectaculoasă a numărului celor care optează pentru a beneficia de acest serviciu. Asta n-am avut eu cum să o joc un pic așa, adică dacă nu se făceau astea, lumea să înțeleg că în Târgoviște nu mai mergea cu autobuzul. Autobuzul, da. Troleibuzul, ce au, nu știu dacă au troleibuz. Cu mijloacele de transport în comun, nu? Asta înțeleg. Da, păi asta să înțeleg. Păi și așa și e. Păi și cu ce mergeau? Cu mașinile proprii și personale. Păi și dacă n-ai? Cu o lundă astfel, a. Cu taxiurile, cu ride sharing, mă rog. Un aspect important, se spune în articol, anume creșterea numărului de elevi care călătoresc gratuit la școală sau spre casă a fost reliefat de către primarul Cristian Stan, care spune în felul următor și acum o să începem noi să-l cităm pe domnul primar din Târgoviște. Aproape 6.000 de copii, zice domn primar, care învață în Târgoviște, au optat deja să beneficieze luna aceasta de transport gratuit atunci când folosesc autobuzele operatorului târgoviștean. Probabil că îți faci legitimația. Da, e opțional, adică dacă tu vrei să plătești bilet, plătești. Da, nu te obligă nimeni. Păi da, trebuie să-ți faci legitimație, da, să te duci. Și de acolo au ei probabil cifra asta, 6.000, peste 6.000 de elevi. Gratuitatea are în vedere toți copiii care învață în Târgoviște, mai spune primarele, indiferent de domiciliu și se aplică atât pe traseele din oraș, cât și pe traseele din afara orașului, operate de către transportatorul primăriei Târgoviște. Autobuze noi, Mercedes-Benz, Citaro Hybrid, uite ce au aici, condiții de transport decente, punctualitate,
reprezintă tot atâtea argumente pentru a folosi transportul local. Da, bine, lăsăm o parte frumos. Perioada asta electorală în care ne aflăm. Că deja a început campania. Ia mai încolo, în mod normal. Dar deja e duduie campania electorală. A început de imediat, odată cu Sfântul Vasile a început. N-are cum să dea decât cu minus o astfel de inițiativă și o astfel de abordare. Pentru că înseamnă că în Târgoviște, de luni până vineri, da, 6.000 de oameni, că și elevii cel sunt puțin, oameni. La data la care a dat declarația asta, corect. Că cu siguranță nu sunt doar 6.000 de elevi. Corect. Da. Deci de luni până vineri, să spunem 6.000, da, ne raportăm la cifra asta pe care o avem, merg fără să plătească. Da. Banii aia, cineva, cumva, într-un fel sau altul, pentru a evita pierderile devenite ale transportatorului, trebuie să-i aducă din altă parte. Deci nu circulă gratuit elevia, domn primar. Avem o veste proastă pe dumneavoastră. Da? Într-un fel sau altul, cineva... Părinții elevilor... Plătesc biletele alea, pe care ei nu le compostează, să spunem, da? Da? Circulă gratuit. Nu există să circul gratuit. S-a încercat în Ploiești lucrul ăsta. La momentul ăla, da, nu toată lumea, mi-aduc aminte că la momentul în care au fost scoase tramvaile pentru a se reface calea de rulare, s-a dat transport gratuit celor cu salarii de până la 3.000 de lei. Dar oricum beneficiau foarte mulți, că n-aveau mulți oameni. Păi de și noi, cu siguranță. Da, exact, n-aveau 3.000 de lei la momentul la salariu, știi? Uite, lucrul ăla a condus la o criză a TC-ului care nici măcar în ziua de azi n-a fost depășită. La Târgoviște poate lucrurilor stau. Nu cred că nu numai ăla. A contat foarte mult. Ia să avem vești mai bune de pe la noi? Avem. ZPL.ro. Uite, ziarul Ploiești.ro a sosit aparatura pentru centrul de radioterapie de la Șule. Bravo. E, după 4 ani. Este bună, da. De la deschiderea șantierului, cam multă perioada, da, de cam lungă perioada asta. Cam mult au avut de așteptat oameni. Centrul de radioterapie cu energii înalte de la Spitalul Municipal Ploiești este aproape gata. Da, da. Nu e gata. Clădirea în sine a înghițit până acum 14 milioane de lei, se scrie aici. Un preț oarecum mare în raport cu dimensiunile construcției, cost în care nu intră și dotările. Bine. Acum, ținând cont de utilitatea și ceea ce se va face acolo, nu consider că nimic. Consider că nimic nu e prea mult. Da, știi? Corect. Da. Da. Bine, și dacă te gândești și la nu prețurile materialelor. Nu ne de detalii de genul. Doar ce mi-ai povestit așa când vorbeam noi nou, fă într-un spre studio aici, ai băgat într-o cămăruță de 2 pe 3, ceva de genul ăsta, peste 10.000 de lei. Da. Doar vopsea și să-i vopsea, faci ceva acolo, acolo să îndrezi pereții. Să poți stania. Da. Îți dai seama. Nu, mi se pare... Și, repet, ținând cont de ceea ce se va întâmpla acolo, mai pe scurt, salvarea sau, mă rog, prelungirea de vieți omenești, nu cred că putem cuantifica neapărat la modul ăsta. Bun, aparatura în valoare și aceasta, după spusele primarului de Volosevici, de 3,5 milioane de dolari, a fost adusă zilele trecute, moment primit cu bucurie de specialiștii spitalului. Am văzut și niște imagini. No. Doamna Maria Manuela Cribăț, medicul coordonator al secției de radioterapie, a spus în felul următor: după 30 de ani de așteptare, 30 de ani, avem o clădire nouă unde bolnavii de cancer din Prahova și județele limitrofe vor putea să-și facă un tratament modern, iar noi să ajutăm să învingă boala. Da. Reamintim că tratamentele complicate de radioterapie se puteau realiza parțial la Ploiești. Cel mai des bolnavii trebuie să meargă la București pentru a avea o șansă în plus la viață și nici acolo lucrurile nu erau. Aici e bine de două ori, odată pentru că oamenii vor avea o șansă în plus la Ploiești și în al doilea rând degrevezi și ușurezi și treaba celor din București pe partea asta. Deci okay. Una peste alta veste mai mult decât bună. E de bine. Mergem în Buzău. Da, așa facem în fiecare dimineață, prin Dâmbovița, prin Prahova, prin Buzău, salată cu greutate record, colegul. Da. Noutatea propusă de Banca de Resurse Genetice și gustul este unul deosebit, scrie șansanews.ro. Lucrează oamenii ăștia acolo, mie îmi fac impresia. Da. Chiar mie îmi pare rău, dar uite, când o să încalec eu motorul, da, un drum sigur, dedicat, îl fac acolo. Să vii cu desaga plin. Mă duc și la Banca de Resurse Genetice, că nu mi-am luat coburile alea degeaba și geanta aia pe spate. Tot zici că sunt caleașcă. Să curge vața de ține pe drum, înapoi spre casă. Da, salata, așa, dar să vedem că e greutate record, înseamnă că e ceva mare. Ai luat salată? Pe anul ăsta, da. Anul ăsta? Da. Eu nu mă mai împac cu asta
clasică, românească. A, ții de aia iceberg de aia? Nu-mi iau de aia din plastic, dar e bună. Adică, pulmea, da, vin din plastic, tot e mai bună la gust. Și e și crunchy. E, și nu se strică. E aceea, și nu e amară. Asta românească e amară. M-am mai prins și, și bunicel. Da. Nu, dar așa e specia ei, amară. Mm. Are amarul ăla. De... Mă rog. O legumă minune, cu multiple beneficii pentru sănătate și o productivitate crescută la hectar, este recomandarea cercetătorilor de la Banca de Resurse Genetice pentru iubitorii de trufandale. Cine vrea exagerăm. Prospături? Ia să nu exagerăm cu trufandale. Păi e prospătură. E salată. Păi da, dar e prospătură. Asta e trufandale, e prospătură. Vedem. Este vorba despre salata iute. Opa. Iată că s-a făcut lumină. Un soi care nu a mai fost cultivat până acum în România, aclimatizat de către cercetătorii buzoieni acolo la Banca de Resurse Genetice. Da? Păi acum de-aia ne dăm seama de ce e mare, că în România toate sunt mici. Mai vorbim. Pensile, adică... salariile... Bine, nu, nu, vorbeam de asta de mâncat. A, de mâncat. Nu, peștii sunt mici, păsările sunt mici, ouăle sunt mici, cartofii sunt mici, da. Cât nu, ca așa, mulți... Nu înțeleg, ne punem întrebarea asta, ai văzut când mai vorbim, păi de unde naiba le iau ăștia să ni le vândă nouă, dezmici așa, pentru că în alte țări nu există, deci dacă vrei dai cu tunul, nu vezi așa ceva, nici pe piață, că au și ei piețe, în care vin oamenii, producători, revânzători, ca și la noi, și își vând produsele. Dar nici în piețe, nici în supermarketuri nu vezi așa ceva. Deci nu vezi ou mic, nu vezi cartof mic, măr mic așa, păi mi-am luat niște mere să-mi fac suc. Da, am dat o atenție, deci nu e vrăjat. Un leu și ceva. Un leu, nu un leu și un ceva. Leu fix, da. Prima oară l-am luat cu un leu 50, după aia l-am prins cu un leu. Adică, mă, ce preț este, știi? Dar l-am luat ca să le stor, să le fac suc. Și e mărunt, nu ți-e să acest, are 3 centimetri maxim în diametru. Am văzut și eu, da. De unde naiba le iau ăștia? Ce specie? Eu le-am luat pe principiu, uite ce drăgălașe sunt. Știi? Dar nu, să le pui așa, să le mănânc. La da, le pui așa, să nu neglijezi problema de design. Da, da, da. Okay. Asta ce că e mare. Hai să vedem, uite, salata. Păi de-aia e mare. Vine și rupe niște bariere. Vine de afară, de-aia e mare. Hai să vedem ce spun reprezentanții Băncii de Resurse Genetice din Buzău. Centrul de origine pare să fie în centrul Asiei și nord-estul Indiei, apoi s-a răspândit în centru și în vestul Chinei, estul Indiei, Myanmar și pe întreg teritoriul Iranului. Deci, probabil. Acolo, da. Principalele țări producătoare sunt Bangladesh, țările din centrul Africii, China, India, Japonia, Nepal și Pakistan. Dacă nici apă prea multă nu-i trebuie, mă gândesc. În literatura de specialitate apare că s-ar fi cultivat cu mii de ani în urmă pe teritoriul european. Ah. Însă în catalogul european al plantelor legumicole nu se află niciun cultivator înscris la această specie. De-aia, probabil oamenii spun că sunt primi. Păi da. Și dar de ce? Că asta e întrebarea, de ce? Nu fi bună. Păi cum? Și atunci oamenii ăștia de fraier o bagă înapoi? Da? Și să și mândresc cu treaba asta. Întreaga plantă este comestibilă. Adică și rădăcina sau cum? Păi dacă spune că tot da. Salata iute apare în bucătăria tradițională africană, chineză, italiană, indiană, japoneză, nepaleză și pakistaneză. Din semințe se poate extrage ulei care se folosește ca și condiment. Asemănător muștarului, însă are o aromă mult mai picantă. Dacă ea așa e picantă, da, păi din semințele alea, îți dai seama ce e acolo. De exemplu, în Rusia, acest ulei este foarte folosit în industria alimentară, la procesare, în compoziția conservelor, la prepararea anumitor feluri de mâncare și în producerea de margarine. Frunzele. Da, bine, uite, nu rădăcina, semințele. Semințele, da, zice că se mănâncă toată planta. Hai să dăm frunzele astea, de le obișnuim noi să le ronțăim. Sunt folosite în bucătăria africană și toate părțile vegetative ale plantei sunt folosite în bucătăria nepaleză, în special în zonele de munte ale Nepalului, a săracii mănâncă oricum și pietre. Oricum mănâncă orice acolo. Da. Se poate asorta cu orez la cuptor sau fiert și cu carne de vită puțin condimentată. Datorită gustului deosebit, mor băi, mai nu prea ne convine. Datorită gustului deosebit. Și dacă mănânci cu porc, ce are, mă, frate? Exact. Deosebit. Un copanel acolo, un pui, ce... Da. Deosebit de picant al frunzelor, acestea se combină cu alte legume verzi pentru ponderarea aromei și rezultă o salată care are denumirea de salată mixtă. Păi da, ca nu poți să mănânci că ți-a gura foc, ce să mai. Mie îmi plac. Proteinele extrase din frunze se combină foarte bine cu pulpa de banană. Deja exagerăm. Și se adaptează ca umplutură pentru plăcinte. Frunzele speciei pot fi folosite datorită aspectului plăcut ornamental și la ornarea platourilor și a diverselor preparate culinare. Salata iute este o sursă importantă de vitamine A, C și K. Ia să vedem. Preparatele din specia de salată iute conțin
per 100 de grame, 26 de calorii, fiind surse bogate de vitamina A, C și K, într-un procent de 20%. Mai conțin vitamina E și calciu. Băi, e bună asta, da. Planta are proprietăți antibiotice, diuretice, emetice, galactogoge. Da. Galactogoge, mă rog, și stimulatoare. Se pot folosi în tratarea artrozelor, durerilor de picioare, reumatismului, iar semințele sunt folosite de specialiștii chinezi în tratarea tumorilor, iar în Coreea sunt folosite contra abceselor, răcelilor, iar frunzele aplicate ca și cataplasme pe frunte, pui o frunte de aia acum, ai zis că e verde, da. Ăștia, sub speciile astea își mai lipesc în dolari. Manele, dolari și de-alea, verzi. Da. Poate tot așa, pentru le ia durere de cap, da. Frunza asta lipită pe frunte poate lupta împotriva durerii de cap. Iată. Este avantajoasă din punct de vedere financiar pentru cei care vor să o cultive. Hai să vedem ce mai spun cercetătorii și încheiem cu o poză cu vedeta articolului. Greutatea rozetei, mă rog, așa zice, da, tehnic probabil, da, variază între 200 de grame și 1 kg în funcție de varietate și soi, iar potențialul de producție crește pe plantă dacă recoltarea este făcută în mod eșalonat. Producția de masă verde pe hectar variază în funcție de soi și de modul de recoltare, însă de regulă se pot obține producții între 25 și 30 de tone pe hectar. Bun, hai să vedem. Bine, în poza arată, e făcută poza prea de aproape, așa, da, nu la poza care însoțește articolul. Dar de ce îi spune Blandiana? Păi, uite așa, e mai nume. Blonduță pe la vârfuri. E un verde mai crud, mai deschis, da, că așa e normal. Da? Asta e, nu-ți dai seama de aici din poza, da, e făcută prea aproape cât de mare e. Doamnă, să vă mai luați vârfurile că s-au cam tocit. Da. Probabil că dacă îl pui pe boc acolo, uite jos unde e loc între, la pietrișul ăla acolo, bocul îi ajunge face... până la umăr, așa. Acolo își face cort. Îi ajunge boc. Își face cort acolo. Da, bun, mulțumim colegilor, ea este da. Blandiana. Cred că în vizită la Buzău, aici, da, la ferma asta de centru ăsta, de cercetare, când o să mă duc, o să ratez asta, nu, nu o să iau ce pe Blandiana, nu, o las acolo, o las acolo, nu mă atrage cu nimic. Nume, mă. Nu, las. Înapoi la tine, Cristi, acum nu știu dacă ți-am făcut poftă, dacă ești mare consumator de verdețuri, de trufandale, uite că a venit primăvara, da? Atunci e mai greu, e ca și cum am fi mâncat lămâie în fața unui trompetist. Noi am scăpat, suntem Bubanu și Pali, bye, bye. Bye, bye. Bubanu, Pali, mulțumim foarte mult cu aceste informații și cu această rubrică. Încheiem Start Alert-ul de astăzi. Eu sunt Cristi Georgescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Pe curând!